Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, femeia a venit din Italia și nu este contact cu primul caz confirmat în Sighet. Femeia este sub supravegherea medicilor și primește tratament adecvat. Acesta este al treilea caz de coronavirus confirmat în județul Maramureș. Până astăzi pe teritoriul României au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate. În țară în carantină instituționalizată sunt 3822 de persoane, pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul. Alte 33709 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. În ultimele 20 de ore au fost înregistrate 1.482 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 5.427 la linia Tel Verde 0800800358 deschisă special pentru informarea cetățenilor. Autoritățile le reamintesc cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800800358. Numărul Tel Verde nu este un număr de urgență. Este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia specială dedicată lor 021 320 -2020.